acasă. Ieșiți doar pentru urgențe. Protejați-vă sănătatea. Nu vă expuneți. Scopul deplasării? Vă rugăm, rămâneți în casă. Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, rămâneți în casă. Orice ieșire în spațiul public vă poate pune în pericol sănătatea sau chiar viața. Vă rugăm să rămâneți în casă. Ieșiți doar pentru urgențe. Protejați-vă sănătatea. Nu vă expuneți. Mulțumim. Acum ați terminat. Trebuie să aveți la dumneavoastră un document justificativ care atestă faptul că ați terminat programul sau o adeverință de la locul de muncă care atestă faptul că ați terminat la ora 22 programul. Declarațiile proprie răspunde. Respectați recomandările de deplasare. Sunt pentru sănătatea tuturor. Este viitor, să important să rămâneți în casă. Pentru a sănătatea și a dumneavoastră și a celorlalți să... Rămâneți în casă și dacă este neapărat să ieșiți din casă, vă rog frumos să aveți o declarație de propriu răspundere sau documente justificative care îi spun așa cum este, da? Alte documente justificative, cum ar fi o declarație de propriu răspundere, o adeverință de la locul de muncă, spun că lucrați într-un anumit interval orar și acum ați plecat de la muncă sau mergeți la muncă și așa mai departe, bine? Da, e mai greu poate în limita școlului, dar cred că raportul acela de lucru de faceți o declarație, da, foarte bine. Arată mai exact. E regulă. Că ați lucrat de pe tahograf, apar și numele dumneavoastră și tot. Exact. O seară bună. Rămâneți acasă, nu mă vin sănătate.